Well, it's I don't know. It's like play home. It's I would like to play more. I hope probably that I will play next year one tour. I will play at least 5-6 towns. This is what I would like to do, because I will have a new record out in November. So I would like to promote. Tonight I will play quite a lot of new stuff. Like Romanian people, because we like your music. Well, it's I feel like my music is comfortable here. It's like home. It's my music since always was very much influenced by Romanian music, so it's obvious. What about artists? I heard that you want to record with someone particularly. I did two songs with Florin Salam for new record. Yes. Yeah. I think he will. I play three concerts in Paris in September. I invite him. I think he will play with me among the others. Yes, he will play with me in Paris. Yeah. For next year. No, it's this September. Here. In Paris, lady. Yes. Again. No, I didn't play in Paris last night. I didn't play in Paris for 1 year, so I had three concerts in September. Tell me about his music. His what? His music, Florin Salam music. It's Manele that I like, yeah. Yeah. It's a type. What is his type? It's a. First, it's joyful. It makes joy, and then seeing him enjoying this music, it's also nice. I was one night in one club where he was performing, and it was really nice to see that. I like it, Manele, since always. I was in Manele bars, what, I don't know, 10 years ago. What do you think about Ploiești, this town? Well, it's nice to see. No, it's nice to see that one not big town has such a big festival. It's nice to know that even these people deserve something big and nice and serious. Very much people. A lot of people. Well, I hope they will like it. I hope they will like it, because I will play one simple concert with songs, and it's summer, and I would like to have fun, and I hope they will have fun with me. If I will have fun, I think all Thank of them. You very much. Thank you. Thank you.
Good evening. I'm sorry I still don't speak Romanian, but anyway, I just want to present people with me. This is my orchestra for weddings and funerals. They are from Serbia. My singers are from Sofia, Bulgaria. We're gonna play tonight something old, something new. I will play a few songs from my record that will be out in November called Champagne for Gypsies. But I will start with one of this. Ca nu că nu e al nostru, e chiar îmi place mie, că e cunosc și așa și am toate CD-urile. Chiar e special muzica lui. He, asta e muzica. Asta sunt niște melodie care el deja a făcut, înainte când a avut un band de rock and roll band. Și acum a modificat un stil de etno, e chiar foarte frumos. Și eu prefer normal, da, la Kalashnikov și da, mai așa, mai... Începe să vă distrați, nu? Da, 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 am făcut și noi o sare liberă ca să vedem pe Bregoveș. Am venit cu tot Serbia așa. Sunt acolo, stau jos. Dar nu pot să stau jos ca... Da, păi cunoște pe băieți ca cu de-asta deja nu e prima oră când ne întorci. Thank you.
Da. Am toată muzica dânsului acasă, pe discuri, pe... dar e altceva când îl vezi. Dansează să vedem și noi cum dansezi pe muzica lui Cora. Am închis festivalul apoteotic, avem Bregoviș pe scenă, piața e absolut full. Trebuie să înțelegeți că în momentul ăsta Ploieștiul este pe harta internațională a filmului, unul dintre cele mai importante orașe, pentru că în România până acum un festival de film n-a avut și componentă de târg de film. Au fost 15 participanți, 15 expozanți, care buyer, care au vrut să vândă și să cumpere. Iar în momentul ăsta sunt mulțumit, sunt bucuros. Sunt bucuros că am avut un partener de senzație în primăria Ploiești, iar Ploieștiul, repet, s-a poziționat pe harta internațională a filmului. Nu-mi doresc altceva decât ca fiecare sală de cinematograf pe care o gestionează România Film să arate de acum încolo cum arată Ploiești. Și am înțeles că de mâine veți avea intrarea gratis la... Mâine pentru toți ploieștenii am cerut în mod expres să dăm film gratis, iar depoi mâine intrăm cu premiere în 3D, 2D. În momentul de față, exact cum vă spuneam, la nivel worldwide, pe internațional, în momentul în care apare o premieră nouă, o avem și la Ploiești. Asta ar trebui să se întâmple în toată România, în toate cinematografele, pentru că e păcat de Dumnezeu. Avem filme care câștigă premii internaționale, dar din păcate, dacă nu există rețeaua de săli cum o avem noi la România Film, nu vom avea unde vedea filmul românesc.